Suedia va permite NATO să poziționeze trupe pe teritoriul său înainte să adere oficial la alianța militară. Stockholmul face acest anunț în condițiile în care a depus încă de anul trecut o cerere de aderare la alianța nord-atlantică după declanșarea invaziei Rusiei din Ucraina. Anunțul privind viitoare pregătiri și operațiuni comune între forțele armate suedeze și NATO a fost făcut de premierul Ulf Christerson și ministrul apărării Paul Johnson într-un editorial comun publicat într-un cotidian suedez. Cei doi au detaliat că pregătirile pot consta în găzduirea temporară de echipamente și personal din state NATO pe teritoriul suedez. Decizia trimite un semnal clar Rusiei și întărește apărarea Suediei. Cei doi oficiali consideră că Rusia va rămâne o amenințare la adresa statelor învecinate. Totodată ei se declară nesigur în ceea ce privește amploarea ambițiilor teritoriale ale președintelui rus Vladimir Putin. Suedia a cerut anul trecut aderarea la NATO în urma invaziei ruse din Ucraina, dar obiecțiile din partea Turciei și ale Ungariei au întârziat aprobarea ei. Suedia speră totuși să se poată alătura Alianței Nord-Atlantice la summitul care va avea loc în perioada 11-12 iulie în Lituania, în timp ce vecina sa Finlanda, care are o frontieră terestră de 1300 de kilometri cu Rusia, a aderat deja la NATO în aprilie.